Radioul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. I love this. Europa FM. Cătălin Striblea alături de noi pentru rațiunea zilei, începând din acest moment. Salut, Cătălin, bine ai venit. Salut, nici nu știți ce dezbatere avem aici. Nici nu cred că vor să știe. Nu vor să știe. Acum mă gândeam în ce film ai putea juca tu cu freza pe care o ai. De-astea cu Jonah Hill, cu mâncare, cu chestii din astea, ce filme să... Nu știu, dar să nu reacționez cum a reacționat. Nu reacționez eu, nu, eu am rămas blocat când am auzit-o pe ascultătoarea noastră, Raluca, la România în direct, spunând că toate femeile vor să fie apărate așa. Că visează să aibă un bărbat lângă ele care, ce zis, nu se poate. Care să reacționeze precum Will Smith. Da, da. Da, exact asta mă punea Cătălin să vă întreb pe WhatsApp. Poți să întreb în continuare. Dacă te întreabă pe Alexandra. Adevărul absolut. Alexandra, zi-tu, Alexandra, cum ți-ai dorit să reacționeze prietenul tău dacă cineva ar face glume despre tine? Eu am auzit momentul și, într-adevăr, o bucățică din mine a rezonat cu doamna, cu ascultătoarea noastră. Care? Când a spus că s-ar simți extraordinar de bine, funcționează la ego, știi, că sare cineva, da, în apărarea ta. Dar o altă bucățică din mine, mai mare, spune că totuși nu e ok, agresiunea nu e justificată sub nicio formă și probabil noi, doamnele și domnișoarele, am visat la lucrurile astea prin prisma filmelor, că asta ni s-a transmis destul de des în filme. Uite, supereroul care sare, o apără, rupe tot în jur. Făt frumos, și care, așa, și prințul care vine călare și salvează, da, nu? Da. Tăi în capul zmeului. Am încălecat pe așa și v-am spus pozite așa, n-am nimic bun de spus mai departe. Da, știu. Ai primit răspunsul. Mulțumesc. Bucățică, da. Bucățica, da, mică. Hai să povestim de Ucraina. Azi încep 3 zile de negocieri. Cine o fi râs de Vladimir Putin de a declanșa războiul ăsta? Ba, am râs și noi, acum, da, da, de multe ori. Nu, da, am râs și înainte, ce n-am avut vreme să râd. Da, dar nu era râsul nostru. Bine, da. Nu era râsul nostru, sau putea, da, fi ultimul nostru râs. Da, da. Dar mai bine, multe bine, corect, da, că dacă trăiam acolo, așa e. Putea să fie ultimul râs, corect. Rațiunea zilei. Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, azi încep 3 zile de negocieri în Turcia, Turcia care găzduiește acest format de negocieri bilaterale. Nu sunt la nivel înalt, sunt cu reprezentanții ai Rusiei și Ucrainei, deci nu cu președinții care ar putea să ia, cum să zic, să dea deciziile cele mai importante. Poate vă întrebați de ce Turcia are interes și vrea să găzduiască lucrurile acestea, pentru că Turcia are la rândul ei o problemă teritorială cu Kurdistanul, să spunem așa, și ar vrea ca întotdeauna, dacă apare o problemă acolo în Kurdistan, să fie ea însăși băgată în seamă la negociere, adică să mai existe un al treilea factor, ca cine negociază în zonă să nu fie lăsat de capul lui. Așa, am închis paranteza. Ce se așteaptă de la aceste negocieri? Sigur că dincolo de ce visăm noi că s-ar putea opri focul, asta este primul lucru, dar doi la mână, cred că se așteaptă stabilirea punctelor de negociere foarte clare, adică pe ce discutăm, pentru că știți că până la ora asta ambele părți nu au ajuns la o concluzie fermă, nici în privința punctului cu teritorialitatea, nici în privința punctului cu limba rusă, nici în privința neutralității. Deci cred că se va stabili agenda și se vor lua primele măsuri pentru viitor. Adică vom avea niște lucruri foarte clare de negociat. Acum, Rusia își dorește să prindă regiunea Donetsk și Luhansk, dar nu cât avea acum 18.000 de kilometri, ci întregile districte de acolo, adică 53.000 de kilometri, își dorește niște lucruri în plus, dorește ca limba rusă să fie limbă oficială și, mă rog, domnul Zelenski spune că nu o să accepte asta și este foarte probabil să ne trezim cu dorințe teritoriale în sud, pe orașele Mariupol și Herson, nu și Odessa. Asta e vestea bună pentru noi. Sigur că acum circulă sumedenie de scenarii. Unul dintre ele zice, transmis dinspre partea rusă, dar pe surse, așa că, domnule, n-ar fi rău să fie ca Ucraina, de exemplu, să poată fi împărțită în două, cum s-a, să-ți dau modelul Coreea de Nord și Coreea de Sud, da. Dar sunt multe scenarii lăsate pe masă, pentru că nu știm exact cum o vor scoate la capăt. Ce știm de pe teren? Că asta e foarte important. Deci Rusia a continuat bombardamente în zona Lviv la sfârșitul de săptămână. S-au retras un pic din zona Kiev,
dar datele arată că vor să înconjoare orașul astfel încât să-l lase fără resurse. Asta e foarte important de știut. În Kiev, atmosferă mai calmă, primarul Klitschko a chemat copiii la școală online și lucrul cel mai grav, dar care deocamdată este doar semnalat de autoritățile internaționale care caută verificare și dovezi, este faptul că Rusia ar scoate cetățeni din Mariupol pe care i-ar duce în niște tabere de filtrare, așa se numesc, după care respectivii sunt duși în diverse orașe din Rusia, dar cât mai îndepărtat să fie, cât mai departe de zona respectivă, fără acte însă, pentru a nu putea circula înapoi. Deci, tehnic, Ucraina zice că e vorba de răpiri de persoane. Organismele internaționale studiază aceste acuzații. Sunt niște fotografii de sus din satelit care ar arăta existența unor tabere care ar semăna cu taberele de refugiați, dar încă această chestiune este cu semnul întrebării. Autoritățile din Mariupol spun că 6.000 de persoane ridicate de ruși ar fi dispărut, să zicem, adică au fost relocate în zone despre care nu știu foarte mult sau nu știu deloc. Asta e una dintre marile întrebări ale acestor zile. Mulțumim! Mulțumim, Cătălin! Te așteptăm și mâine alături de noi la Rațiunea Zilei. Indiferent de ora la care ne asculți, suntem pe aceeași frecvență cu tine. Amazing! Europa FM.